Și deschidem Sfintele Scripturi la 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 10 la 23. 1 Corinteni 3, de la 10 la 23, cuvântul Domnului spune astfel: după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecare va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi să cădă înțelept în felul veacului acestea, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: El, adică Dumnezeu, prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți ai lui Hristos. Iar Hristos este lui Dumnezeu. Amin. Sfinte Tată, stăm în fața acestei realități cutremurătoare, pe care ne avertizez că unii slujitori ai bisericii vor fi mântuiți, dar ca prin foc, pierzându-și răsplata veșnică, iar alții care refuză pocăința vor fi nimiciți de Tine. Doamne, ca slujitor al Tău, mă rog în primul rând pentru slujitorii Bisericii Betel. Fă-ne conștienți că nu putem zidi oricum și orice pe temelia care este Iisus Hristos, Fiul Tău preiubit. Doamne, păzește-ne să mai zidim fân, trestie sau lemn, ci Doamne, dă-ne har de la Tine prin Duhul Sfânt. Să zidim lucruri compatibile cu temelia, aur, argint și pietre scumpe, care să rămână, Doamne, și să nu ne pierdem răsplata. Și ferească-ne, Doamne, ferească-ne harul Tău și puterea Ta să nimicim templul Tău, ca nu cumva să fim nimiciți de Tine. Doamne, vorbește-mi mie astăzi și robilor Tăi și întregii biserici, Tată, numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să vă faceți comos. Astăzi mi-am propus să împărtășesc bisericii un mesaj care, vom vedea, în primul rând se adresează celor care slujesc într-un fel sau altul, celor care predică Evanghelia, care cântă Evanghelia, celor care au în special daruri din partea Duhului Sfânt de învățare, de zidire a bisericii. Dar nu numai, vom vedea. Și mi-am numit mesajul pentru mine și pentru biserică în felul următor: mântuit ca prin foc sau mistuit de foc? Mântuit ca prin foc
sau mistuit de foc. Dați-mi voie ca să pricepem mai bine contextul în care Duhul Sfânt ne-a dus ca biserică în acest capitol din 1 Corinteni. Să vă amintesc că în capitolul 2, de la 6 la 16, Duhul lui Dumnezeu ne-a pus în fața unei realități pe care nu putem nega, așa nume, că lumea este împărțită în două categorii de oameni. Oameni care sunt în lume, care au Duhul Lumii, pe de parte, și oameni care sunt în Hristos, care au Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. Adică oameni care sunt în afara bisericii și oameni din biserica lui Hristos. Nu putem spune că un om care are Duhul Lumii și implicit n-are Duhul lui Dumnezeu este biserica lui Hristos. Asta în capitolul 2, de la 6 la 16. În primele 10 versete, 9 versete din capitolul 3, am văzut două categorii de creștini. Am lăsat pe cei din lume în capitolul 2 și Pavel ne vorbește în capitolul 3 despre două categorii de creștini. Sunt în bisericile noastre, dragii mei. Sunt oameni care au Duhul Sfânt, care au Duhul lui Hristos, dar oameni care, deși au Duhul lui Hristos în ei, unii sunt mânați de firea pământească. Și arătam că expresia lui Pavel este foarte clară. Este cuvântul în greacă sarx, care înseamnă carne. Deci sunt creștini care au Duhul Dumnezeu în ei, dar care trăiesc mânați de carne, de fire pământească, așa cum traduce cuvântul sarx Cornilescu în Bibliile noastre. Și a doua categorie de creștini sunt cei care și au Duhul Sfânt, că e normal să-l aibă, și umblă mânați sau cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Cât ora trecută a fost bucurie printre cei care au zis că mă, am și eu Duhul Sfânt și așa că mai pot să fac câte o prostie, mai pot minți, mai pot fura, mai pot curvi, mai pot face una alta, s-o crezi tu. Pavel spune la un moment dat că cine face astfel de lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Da? Hai să citesc acest lucru din Galateni. Tot Pavel vorbește acolo. Sigur, el identifică prin Duhul Sfânt în biserica din Corint, cum și în Deși, în toate bisericile, cele două categorii de creștini și încearcă să îi atenționeze, să îi avertizeze pe cei care, deși au Duhul în ei, n-ascultă de Duhul, ci de șoapta cărnii a firii pământești. Îi avertizează. Sunt în Galateni 5, cu 16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul, de Duhul Sfânt, și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, adică sunt tot timpul în contradicție, în opoziție, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți voi. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege, și faptele firii pământești ale cărnii sunt cunoscute și sunt acestea, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mă întorc în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, adică unor creștini mânați de Duhul Sfânt, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, carnal, mânați de fire, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi, nici măcar acum nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți carnal, firești. De ce? În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești? Nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Și poate spune, hei, dacă nu vă opriți, iadul e a vostru, focul e a vostru, vă mistuie focul lui Dumnezeu, că Dumnezeu este un foc mistuitor. Așa că atrag atenția în această zi creștinilor care umblă mânați de firea pământească să nu se odihnească pe lauri zicând, am Duhul Domnului mine, atenție! Toți suntem tentați câteodată să fim atrași de firea pământească, atenție. Cine rămâne în acestea, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ei, de la versetul 10 în jos, Pavel mi-aduce alte două categorii de oameni.
Aceștia nu numai că sunt în biserica lui Hristos, sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Sunt oameni care zidesc pe temelie. Sunt oameni cu responsabilități enorme în biserică. Sunt oameni care dau tonul în biserică. Sunt oameni care învață biserica. Sunt oameni care trag linii directoare, care creează viziune în biserică. Oameni care influențează grupuri de oameni în biserică. Și foarte interesant face Pavel legătura între textul de la versetul 1 până la 9 cu cel de la 10 în jos, când în versetul 9, uitați cum compară Apostolul Pavel biserica lui Dumnezeu. Căci noi, zicea despre el și Apollo, suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu, am subliniat ora trecută, nu cu Dumnezeu, suntem ai lui Dumnezeu, eu cu Apollo suntem o echipă a lui Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Și în versetele anterioare, 5-6, zice Pavel, uite, eu am sădit. Apollo ce a făcut? A venit și a udat. Ce grozav suntem noi. N-a zis așa. Dar Dumnezeu este cel care face să crească. Deci, prima dată, Pavel ia o imagine din agricultură. Spune, biserica este un ogor al lui Dumnezeu. Cineva trebuie să semene cuvântul. Și Pavel spune, eu l-am semănat. El a ajuns primul în Corint și a avut harul să semene. Vom vedea astăzi să așeze temelia. Prima imagine din agricultură, a doua este din arhitectură. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Și prea această imagistică a clădirii, și uitați ce spune versetul 10 în textul nostru. După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, zice Pavel, eu, ca o meșter zidar înțelept, am pus temelia. El nu doar că seamănă cuvântul în imaginea din agricultură, ci în imaginea din arhitectură, acum, din construcție, zice, eu am așezat temelia. Este important cine pune temelia unei biserici. Este important? Foarte important. Păi temelia dictează tot restul structurii. Dacă va fi o clădire înaltă, fundația sau temelia este mai adâncă, așa, mai mult sapi în pământ. Dacă e, cum e biserica aceasta, construcția bisericii noastre, nu are un perimetru, fundația, zidurile sunt pe perimetru, nu le poți scoate în afară în consolă. Temelia este fundamentală, baza. Clădirea este temelia, fundația. Pavel spune, eu, ca un meșter, dar înțelept, am pus temelia bisericii din, lui Dumnezeu din Corint. Și ascultă mai departe ce spune el. Și un altul clădește deasupra. Și acum vine cu atenționare care trebuie să ne înfioare pe toți cei care predicăm Evanghelia sau cântăm sau prorocim, i-au zis. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. În primul rând, tu, Nelu Mureșan, ia seama ce clădești deasupra. Și Pavel, după ce face afirmația aceasta de la care pornește, biserica voastră este ca o clădire, ca o construcție. Eu am pus fundațiile și acum a venit Apollo și a început să zidească. Și, sigur, Pavel trecea din când în când prin Corint, după ce a așezat temelia și au apărut în biserică așa ca așa unui predicator care zidesc mai departe, aici, colo, prin predică, prin îndemnuri, printr-o cântare, printr-o prorocie, printr-un sfat, toți zidim. Dar Pavel spune, atenție, fiecare să ia, nu seama, să ia bine seama cum clădește deasupra. Și Pavel vrea să ne atragă atenția, în primul rând, că temelia nu poate schimba nimeni. De aceea în versetul 11 spune așa apostolul, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este? Iisus Hristos. Pavel spune așa, am avut harul de la Domnul ca un meșter zidar să pun fundațiile bisericii din Corint. Fundațiile sau temelia bisericii este una singură, Iisus Hristos. Nimeni nu poate pune altă fundație, nimeni. Fac aici o paranteză. Cine își permite să pună altă fundație nu e biserica lui, e biserica lui. E organizația lui. E fundația lui. Nu e lui Hristos.
Doar biserica a cărei temelie sau fundație este Iisus Hristos Domnul se poate numi biserica lui Hristos. Și Pavel spune, să ne înțelegem, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Nu acum, să fim foarte atenți. Temelia e pusă, Iisus Hristos, nu poate nimeni schimba. De aceea îmi place tare mult ce zice Apostolul Pavel când zice, în timp ce iudeii caută minuni, spectaculos, și grecii caută înțelepciune, sofia aceasta, noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit, care pentru primii, pentru iudei este ce? O piatră de potignire. Se blochează în ea. Iar pentru greci este o nebunie. Însă pentru noi este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea spune Pavel, când am venit la voi în Corint, n-am vrut să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și răstignit. Amin? Asta e temelia. Pavel spune, pe temelia aceasta au început să zidească predicatorii din biserică, învățătorii din biserică. Și versetul 12 spune felul următor. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, asta se zidește azi în biserică, ca și în vremea aceea. Fie lucruri scumpe și durabile, fie lucruri ieftine și le mâncă focul. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Este cutremurător, dragii mei. Cutremurător. Pavel a pus temelia bisericii în Corint. Știți care au fost primii zidari? Temelia este Hristos. Primii zidari care au fost ai bisericii? Ce ne spune? Care au fost primii zidari ai bisericii? Apostolii, da? Uite ce spune tot Apostolul Pavel în Efeseni 2, zice în felul următor. Cu 19, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în El, în Hristos, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El, prin Hristos. Și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al Dumnezeu prin Duhul. Deci, dragii mei, primii zidari au fost apostolii care au pus bazele Bisericii lui Hristos. Pentru că l-au văzut pe Hristos, cum spune însuși apostolul în Evrei 2 când zice de la 3 și 4. Cum vom scăpa noi dacă vom sta nepăsători față de o mântuire așa de mare care, după ce a fost vestită întâi de Domnul Iisus Hristos, ne-a fost confirmată de cei ce au auzit-o de apostoli, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui, în cazul apostolilor. Ei, după apostoli, venim noi și plantăm, zidim, construim mai departe acest edificiu care este templul lui Dumnezeu. Și acum Pavel le aduce într-o furcă edenică, la o intersecție și spune așa, că nu toți slujitorii lui Dumnezeu, așa numiți, așa ne numim toți, zidesc ce trebuie pe temelie. Unii zidesc aur, argint, pietre scumpe, alții ce zidesc? Lemn, fân, trestie. Acum, foarte multe lucrări în zilele noastre sunt apreciate. Și îmi vine în minte o biserică din timpul apostolilor, biserica din Sardes. O biserică de invidiat. Îți merge numele că trăiești, era o celebritate în vremea aceea. Se vorbea mult despre ea, dar ești mort. Laodicea, tu zici, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimica și nu știi că ești de fapt... Noi când ne uităm din afară, băi, ce biserică puternică, fii atent ce armată de oameni, fii atent, mă, ce slujire deosebită fac ăștia. Vreau să spun ceva.
vine ziua în lucrarea mea, lucrarea voastră, predicator și cântăreț și învățător, chiar de la școala duminicală, va fi testată nu de cei 24 de bătrâni din ceruri, nu de o echipă, de un board de vipuri evanghelice, ci de însuși Dumnezeu. Pentru că biserica este templul lui Dumnezeu, pentru că este ogorul lui Dumnezeu, pentru că este casa lui Dumnezeu, într-o zi el va trage la socoteală pe toți slujitorii lui Dumnezeu. Dragii mei, pregătind acest mesaj, am avut niște momente în care mi-am analizat viața și am încercat să fac cât mai bine și am zis, Doamne, sunt convins că în slujirea mea de 17 ani n-am zidit doar aur, argint și pietre scumpe, ci au fost momente când am zis fân și lemn și trestie. Sunt absolut conștient. Nu zic, Doamne, dacă, nu zic, Doamne, știu că. Dar nu știu cum am mânat Duhul Domnului pe cei ce ne-au îndemnat rugăciune. Harul nostru este că astăzi suntem încă în picioare. Încă ne putem analiza nu unii pe alții, ci fiecare în prezența celui ce este Dumnezeu, care e foc mistuitor, dar astăzi încă este dragoste pentru noi. Și dacă temelia aceasta este Iisus Hristos Domnul, a zidi aur, argint și pietre scumpe, înseamnă a zidi materiale compatibile sau de aceeași structură și esență cu fundația. Cineva spunea, gândiți-vă că dacă Iisus Hristos este temelia bisericii, când pui geamuri, trebuie să te gândești că Iisus Hristos e temelia. Ce geamuri pui? Ce acoperiș pui? Când vezi case cu fundații foarte frumoase și bune, nu pun oamenii orice pe fundație, ci materiale compatibile cu fundație. Și bă, ce frumoasă casă! Mai interesant! Este un risc foarte mare din partea noastră a celor ce predicăm Evanghelia. Și aici aș vrea să citesc afirmația unui om al lui Dumnezeu, care când comentează textul acesta, se numește Garden Fee. Te spune așa. Pasajul de față este unul dintre cele mai semnificative texte din Noul Testament, care atenționează și încurajează pe cei responsabili de zidirea Bisericii lui Hristos. Într-o ultimă analiză, desigur, el, textul, îi include pe toți credincioșii, dar fiind într-o asociere atât de strânsă cu versetele 5 la 9, are o relevanță particulară pentru cei care au responsabilități de învățare și conducere în biserică. Dincolo de orice dubiu, spune el, afirmația lui Pavel este o atenționare solemnă. Este din păcate posibil ca oamenii să încerce să zidească biserica în baza tot felul de sisteme umane, întemeiate pe înțelepciune omenească și alimentate de ea. Indiferent că este vorba despre sisteme filosofice sau psihologice, de tehnici manageriale, de promovarea unui sentiment relațional împlinitor, adică să ne simțim bine în biserică, sau de orice altceva. Dar la judecata de pe urmă, toate aceste zidiri și nenumărate alte forme în care sistemele au devenit mai importante decât Evanghelia însăși, vor fi dovedite a fi ceea ce de fapt sunt. Ceva pur uman, fără ca să aibă în ele caracterul lui Hristos sau Evanghelia lui. De multe ori, desigur, testul vine încă de partea aceasta baricată de existenței noastre terestre, da? Înainte să ajungem la Dumnezeu. Și în astfel de ceasuri ale adevărului, ceea ce s-a zidit pe formele moderne ale sofiei, ale înțelepciunii, ale umanismului, de obicei se prăbușesc cu zgomot. Am încheiat citatul. Adică biserici puternice până ieri se fac praf pentru că liderul din frunte sau echipa de lideri au fost niște oameni mânați de altceva, nu de puterea Evangheliei Hristos, de Duhul lui Hristos, de, așa cum spune Pavel, de puterea lui Dumnezeu. De aia zice el în capitolul 2 cu versetul 4,
Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciune omenească sau pe tehnici de astea manageriale și manipulative, ci pe puterea lui Dumnezeu. Dar în același context spune Pavel că Iisus Hristos este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Deci biserica are ca temelie pe Iisus Hristos Domnul, care a fost făcut pentru noi, zice Pavel, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpare. Tot ce se zidește și oricine zidește pe această temelie care este Hristos, trebuie să zidească, să învețe, să predice, să cânte despre puterea lui Hristos. Ăsta e miezul Evangheliei, nu altceva. Acum, când mă uit în textul nostru, la ce spune Duhul Sfânt prin Pavel, așa mă trec niște, nu chiar fiori, dar emoții mă trec, dragii mei. Pentru că Pavel îmi vorbește despre două feluri de oameni, de slujitori. Lasă o parte pe cei care zidesc aur, argint și pietre scumpe. Îi lasă o parte. Și pentru că Evanghelia lui Hristos, centrați pe Hristos, pe puterea divină, nu pe ei și pe resursele lor umane. Îi lasă o parte. Ei vor primi o răsplată și spune așa de frumos cartea Daniel că la înviere, cei ce îi învață pe alții să umble neprihănire, știi ce s-au întrebat cu ei? Vor să luci ca stelele în mâna lui Dumnezeu. Asta îmi doresc. Doamne, ajută-ne la toți slujitorii să ajungem acolo. Însă Pavel aduce înainte noastră două feluri de slujitori care pornesc prin a sluji carnal. Pentru că sunt oameni mânați, nu de Duhul Sfânt, ci de carne, de firea pământească. Și sunt două categorii, oameni care vor fi mântuiți, nu-și pierd mântuirea, dar ca prin foc, și oameni care vor fi mistuiți de foc. Acum am o întrebare înainte să intru în aceste detalii. Ce spuneți? Este diferență între un slujitor al bisericii care e mântuit, dar ca prin foc, și unul care este nimicit de Dumnezeu? Este diferență mare. De-aia, versetul 17 spune așa, și voi reveni asupra lui, dar anticipez puțin, zice, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, adică biserica locală, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Ori dacă un om va fi nimicit de Dumnezeu, înseamnă că e mistuit de focul lui Dumnezeu. Pentru că focul lui Dumnezeu, pe de parte, testează lucrarea slujitorilor și, pe de altă parte, mistuie pe cei nedrepti, spune Scriptura. Nu acum. O să mă ocup în minutele următoare de cele două categorii de slujitori. În primul rând, de slujitorii care vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Și apoi de cei care vor fi mistuiți de foc sau nimiciți, sau condamnați veșnic. Și hai să ne uităm cu atenție. Versetul 14 spune așa, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia care e Hristos rămâne în picioare în ziua aceea, da? În ziua lui Dumnezeu, în fața focului lui Dumnezeu, dacă rămâne în picioare, el va avea o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică, slujitorii lui Dumnezeu, angajații lui Dumnezeu, cei pe care Dumnezeu îi cheamă să zidească în împărăție, să ude în împărăție, da, plantele, dacă merg în agricultură, acel logor să-l ude, pentru că apostolii l-au semănat, cei care sunt chemați să zidească piatră peste piatră, pe temelia care este Hristos. Acești oameni sunt chemați de Dumnezeu, sunt angajații Domnului, sunt lucrători al lui Dumnezeu. Ei vor fi cei care într-o zi vor fi bine răsplătiți. Apostolul Petru ne spune în 1 Petru capitolul 5 și vreau să citesc cât că timpul ne permite, vorba de un minut, atât ne ia doar. Spune așa apostolul 1 Petru 5:4, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veștejia slavei. Deci, slujitorii lui Dumnezeu pentru biserică, într-o zi vor fi încununați, vor fi răsplătiți. Doar aceia căror lucrare va rezista testului focului lui Dumnezeu. Oameni care vor predica Evanghelia pe Hristos cel răstignit și astfel vor zidi în biserică lucruri compatibile cu temelia care e Hristos.
Oameni care vor condamna păcatul și vor promova neprihănirea și sfințenia în Biserica lui Hristos, că așa e Hristos. Oamenii însă care predică o altă evanghelie, dar care predică pe temelia care e Hristos. Deci pe Hristos zidesc ei lucruri incompatibile cu temelia. O evanghelie ieftină. O evanghelie comodă. O evanghelie care nu cheamă la sfințire, care nu condamnă păcatul, în care e bine oricum ești în biserică, Domnul e bun oricum. Oamenii aceștia într-o zi, spune Scriptura, că nu își vor pierde mântuirea, dar își vor pierde răsplătirea. Oameni mântuiți, dar ca prin foc. Acum mă ocup de a doua categorie. Doamne, păzește-mă să fiu din prima, dar îngrozește-mă să nu fiu din a doua. A doua categorie este tot a slujitorilor bisericii care fac un lucru cumplit. Am să citesc versetul 16 și 17. Nu știți. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Nu știți cuvintelor. Biserica Betel, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul locuiește în voi. Nu știți. Știi mai asta? Și atenție. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți voi. Am văzut cum putem zidi pe temelia care e Hristos în biserică lucruri ieftine. Pe lângă Evanghelia centrată pe crucea lui Hristos. Oare cum se poate nimici biserica locală sau templul lui Dumnezeu? Cum? Prin dezbinări, prin certuri de partide. După ce Pavel a plecat, a venit și Apollo și a predicat, în biserică s-au ridicat niște predicatori care au tras de partea lor un grup de oameni care ziceau, mai noi suntem ca și Pavel, teologia lui este super, noi ca Petru, noi ca Apollo, alții ziceau, noi suntem, au împrumutat din Sofia, din înțelepciunea lumii și când predicau aceste lucruri sau o evanghelie pe elemente lumești, filozofice, raționale, ignorând puterea crucii lui Hristos. Pavel îi avertizează pe cei care zidesc astfel de materiale inflamabile că riscă să nimicească prin certul de partide Biserica lui Dumnezeu. Și dacă cineva este vinovat de nimicirea Bisericii lui Dumnezeu, a Templului lui Dumnezeu, pe acela Domnul va nimici, îl va mistui în focul judecății lui. Deprimi un pic mai bine. Că își pierd doar răsplata, dar rămân cu mântuirea. A doua categorie este jalnică. Un membru simplu din biserică, așa cum îl numim noi, deși în ochii Domnului sunt la fel de importanți, n-are cum să dezbine trupul lui Hristos. Biserica aceasta, n-are cum. Dar un om influent, un învățător, un Hristos mincinos, un învățător mincinos, un porc mincinos, adună în jurul lui un grup de oameni și poate nimici unitatea bisericii locale. Doamne, te rog, păzește-mă ca vreodată să atentez la nimicirea unității bisericii Betel. Păzește-mă, Doamne. Și păzește-mi colegii care predică în biserica aceasta de un asemenea păcat de moarte. De moarte. De moarte. Spuneam, un om care nu are anumite daruri dovnicești, care excelează și care nu apare în public, n-are cum să lucreze la nimicirea, la dezbinarea trupului Hristos. Ci oamenii influenți cu daruri spectaculoase care pot aduna în jurul lor oameni. Vreau să mă apropii de încheiere cu câteva întrebări pentru fiecare. Lucrarea pe care o face în biserica locală, Nelu, și puneți numele fiecare, mă pun pe mine, lucrează la unitatea bisericii sau la nimicirea bisericii? Predica pe care o rostești, cântarea pe care o cânți, rugăciunea pe care o faci, porocea pe care o lansezi, lucrează la zidirea templului Dumnezeu, la păsarea unității bisericii locale sau lucrează dezbinarea ei? Dragii mei,
Duhul Sfânt prin Pavel trage un semnal de alarmă teribil. Lucrarea pe care sunt chemați să o facă în biserica locală poate lucra la nimicirea bisericii? La distrugerea unității? Sau la consolidarea bisericii? La păsarea unității bisericii? Întreabă-te, grupul de rugăciune pe care îl faci, grupul de cântăresc pe care îl faci, grupul de casă care ești implicat, întâlnirile periodice, repetiții pe care le faci, la ce lucrează ele? La unitatea bisericii sau la dezbinarea bisericii? Pentru că dezbinarea este unul din păcatele de moarte. Doamne, dacă azi în fața vorbirii tale suntem vinovați de asemenea păcate, iartă-ne astăzi și dă un duc de pocăință. Dă putere celor ce predică Evanghelia Biserica Betel să predice pe Hristos cel răstignit. Aceeași Evanghelie care să lucreze la consolidarea unității frățești. Ca nu cumva să ajungem careva din noi, păzește-ne, Doamne, mistuiți de focul mâniei tale. Așa spune în versetul 17, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, are de face cu Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Doamne, știu că unii dintre noi, când am predicat și am învățat, am zidit nu doar aur, argint și pietre scumpe, iartă-ne și dă-ne înțelepciunea pe viitor să zidim așa ceva. Aș vrea să vă mai întreb ceva. Ce e mai greu de găsit în lumea asta? Aur, argint și pietre scumpe sau lemn fântră este? Ce e mai greu de găsit? Nu așa că lemnul găsești pe toate coclaurile, da, și avem pădure aici în Iași. Fân, ia toate casele să găsiți paie. Trestie, e drept, dar avem și aici o baltă cu trestie. Spuneți-mi, unde se găsesc aur în orașul acesta? De argint, de pietre scumpe. Dacă lemnul, fânul și trestia îl găsesc la suprafață, dacă vreau să ofer bisericii aur, argint, pietre scumpe, trebuie să sap adânc. Trebuie să muncesc din greu, trebuie să transpir, că nu este inspirație fără transpirație, ore de muncă, de post, de rugăciune. Oamenii care doresc să zidească Biserica lui Hristos sunt oamenii unei munci teribile, muncă răspătită. Oamenii care vin la biserică și ne dau lemne, fân și trestie, mersi frumos, de găsim și noi pe toate gardurile aproape, da? Așa mă rog pentru Biserica Betel, Domnul să dea harul, să pricepe, mai ales cei care predicăm și învățăm biserica, ce avem de făcut. Amin. De ce fel de slujitor vrei să fii? Mântuit, dar ca prin foc? Sau mistuit de foc? Dăm o altă variantă. Nici din unul, nici din altul. Fii un slujitor care în ziua aceea să primește o răsplată de la Domnul, mai mică sau mai mare. Și asta se va întâmpla dacă lucrarea ta va face testul focului. Amin. Am încheiat